Slăviți să fie domnul, vă invit să stăm ridicați în picioare, să citeți câteva cuvinte din cartea Neemia, pagina în Biblie 500, Neemia, capitolul 4, voi citi de la versetul 6 până la sfârșitul capitolului. Am zidit zidul care a fost isprăvit pretutindin până la jumătate din înălțimea lui și poporul lucra cu inimă dar Sambalat, Tobia, Arabia, muniții și Azdodiții s-au supărat foarte tare când au auzit că dregerea zidurilor înainta și că spărturile începeau să se astupe. S-au unit toți împreună ca să vină împotriva Ierusalimului și să-i facă stricăciuni. Ne-am rugat Dumnezeului nostru și am pus o strajă zi și noapte ca să ne apere împotriva loviturilor lor. Însă Iuda zicea, puterile celor ce duc poverile slăbesc și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea să zidim zidul. Vrăjmașii noștri ziceau, nu vor ști și nu vor vedea nimic până vom ajunge în mijlocul lor. Îi vom ucide și vom face astfel să înceteze lucrarea. Și iudeii care locuiau lângă ei au venit de 10 ori și ne-au înștiințat despre toate locurile pe, care, pe unde veneau la noi. De aceea am pus în locurile cele mai de jos, din a zidului și în locurile tari, poporul pe familii, i-am așezat pe toți cu săbiile, sulițele și arcurile lor. M-am uitat și sculându-mă am zis mai marilor, dregătorilor și celuilalt popor. Nu vă temeți de ei, Aduceți-vă aminte de Domnul cel Mare și înfricoșați și luptați pentru frații voștri, pentru fiii voștri și fetele voastre, pentru nevestele voastre și pentru casele voastre. Când au auzit vrăjmașii noștri că am fost înștiințați, Dumnezeu le-a nimicit planul și ne-am întors cu toții la zid fiecare la lucrarea Lui. Din ziua aceea, jumătate din oamenii mei lucrau, iar cealaltă jumătate era în armată cu, cu sulițe, cu scuturi, cu arcuri și cu platoșe. Căpeteniile erau înapoi a întregei case lui Iuda, cei ce zideau zidul și cei ce duceau sau încărcau poverile, cu o mână lucrau, iar cu alta țineau arma. Fiecare din ei, când lucra, își avea sabia încinsă la mijloc. Cel ce suna din trâmbiță stătea lângă mine. Am zis mai marilor, dregătorilor și celui alt popor. Lucrarea este mare și întinsă și noi suntem risipiți pe zid, departe unii de alții. La sunetul trâmbiței să vă strângeți la noi, spre locul de unde o veți auzi. Dumnezeul nostru va lupta pentru noi. Așa făceam lucrarea jumătate din noi stând cu sulița în mână din zorii zilei până la ivirea stelelor. În același timp am mai zis poporului, fiecare să petreacă noaptea în Ierusalim cu slujitorul lui, noaptea să facem de strajă, iar ziua să lucrăm. Și nu ne-am dezbrăcat de haine, nici eu, nici frații mei, nici slujitorii mei, nici oamenii de strajă care erau sub porunca mea. Fiecare se ducea cu armele la apă. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Vă plac căsătoriile? Mie îmi plac foarte mult. Îmi place să-i privesc pe cei doi, plini de încredere. Chiar dacă au mai asistat la alte căsătorii, a lor li se pare specială, li se pare unică și cred că doar ei asta, că toți mă întristează. Ceilalți noi suntem maestri în căsnicii, fotografi au auzit o grămadă de predici, nu au pentru noi asta. Dar textul pe care l-am citit a fost ales în mod special în privința aceasta pentru că nu se referă doar la o construcție, ci se referă și la o reconstrucție. Și foarte multe din căsnicii, din ce în ce mai mult chiar vedem că au nevoie de această reconstrucție. Multe căsnicii în care zidurile sunt dărâmate și porțile sunt arse. Voi vorbi pentru ei în privința noii lucrări pe care o înaintea căsniciei, acestei mari lucrări pe care, în care au intrat, dar voi vorbi pentru fiecare în parte și pentru mine și Domnul să-mi dea cuvânt în această zi. Așa că haideți să privim căsătoria lor ca o oportunitate pe care Domnul ne-o dă de a ne verifica, de a ne pocăi, de a ne îndrepta în viața noastră. Amin. Nu știu cât timp vom mai avea la dispoziție să putem vorbi lucrurile într-un mod apăsat și să putem afirma tot ce Scriptura ne va spune. Timpurile în care trăim, vremurile în care suntem, vor face pe foarte mulți să se jeneze într-un fel, să mai vorbească într-un mod curat, într-un mod adevărat, iar pe alții îi vor face așa un fel de spioni și trădători. Dar Domnul ne dă astăzi o șansă frumoasă să stăm înaintea cuvântului Lui și să onorăm ceea ce Dumnezeu a instituit și anume căsnicia. Domnul să binecuvinteze pe cei doi miri și pe fiecare dintre noi. Amin. În textul acesta căsătoria este asemănată cu un zid și nu numai aici, o văd și în alte situații când familia, în general, este asemănată cu un zid și este foarte frumoasă ilustrația aceasta. Un zid nu mai dă impresia de ceva protectiv, de ceva care te adăpostește, ci face și o distinție între ceea ce este înăuntru și ceea ce este afară. Zidul mai dă și această distinție între ceea ce a spus Dumnezeu că trebuie să fie căsătoria și ceea ce spun alții din afară că ar trebui să fie căsătoria. Și uitați-vă cu câtă înverșunare se caută în fiecare zi să se redefinească termenul de familie, de căsnicie. Mai ales în cultura noastră caracterizată de permisivitate, de toleranță, lascivitate, adică imoralitate, senzualism. Asta și m-am întrebat, oare oamenii care conduc lumea aceasta nu mai au altceva de făcut decât în fiecare zi să ne bombardeze cu acest mesaj păcătos că familia nu este ceea ce a stabilit Dumnezeu, că eu pot fi ce vreau și pot să fac ce vreau? Oare doar senzualitatea trebuie promovată zilnic, zilnic, zilnic? Să vezi doar curcubei, să vezi doar oameni care au idei străine de cuvântul lui Dumnezeu? Dar uitați-vă că asta este lumea în care trăim și n-aș vrea să ne obișnuim în lumea aceasta. Asta este trist, că mulți începem să ne obișnuim. Nu mai ripostăm, nu mai facem absolut nimic. Dar îndemnul din cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi a fost acesta în versetul 14. Luptați pentru frații voștri, luptați pentru fiii voștri și fetele voastre, luptați pentru nevestele voastre, pentru casele voastre. Suntem chemați la o luptă. Amin? Nu avem cum să renunțăm. În căsnicie noi suntem chemați la o luptă. Îmi mai plac căsătorile și pentru că cei doi, deși sunt avertizați, deși toții le dau sfaturi foarte așa zâmbitori, se gândesc că la noi nu se va întâmpla lucrul acesta. Păi ne-am făcut planuri, noi am stabilit foarte clar, avem atâta experiență, ne-am uitat la părinții noștri, ne-am uitat la frații noștri, la noi nu se va întâmpla. Și frumoasă această încredere pe care o au. Și nu vrem să le răpim. Și vrem să ne dorim, uitându-le la ei, așa, doi tineri, și mulți unii cu semne întrebare, oare vor izbuti în căsnicia lor? Noi să le dorim din toată inima care să îi se izbutească, amin? Domnul să le binecuvânteze căsnicia! Cuvântul lui Dumnezeu spune că orice altă formă de exprimare a principiilor căsniciei, în afara acestui zid, adică în afara zidului pe care pune Scriptura, și Levrei 13, cu versetul 4, pune foarte clar limitele în cadrul căreia putem să ne desfășurăm viața de familie. Orice încercare de a dărâma zidul, de a ieși în afară, de a reconstrui ceva, nu după proiectul lui Dumnezeu, este păcat. Asta trebuie să, să, să susținem, trebuie să afirmăm, dar trebuie să arătăm prin viața noastră. Și Domnul să ne ajute la aceasta. În textul nostru îl vedem pe Neemia. Care vine împreună cu al treilea val de uh, evrei care se întorc după cei 70 de ani de exil, de robie, și inima lui este înfrântă, este plină de durere, pentru că a văzut starea, situația în care se aflau zidurile odată falnice ale Ierusalimului, porțile lui care erau acum arse și dărâmate, și privind acest moloz, privind aceste dărâmături, inima lui a fost cuprinsă de durere. Avea o promisiune din partea lui Dumnezeu, știa că lucrarea aceasta, viziunea aceasta e dată Dumnezeu și a început construcția. Numai că în timpul acesta au venit fel și fel de oameni, fel și fel de, de dușmani care au încercat să frâneze construcția aceasta. Dar în final, n-am citit tot capitolul, dar o să vă citesc versetele cheie. În final, ni se spune că el a avut biruință. De aceea, vreau să vă arăt câteva principii din cele pe care le-a aplicat Neemia, și care se pot aplica la fiecare căsnicie în parte. Pentru voi va fi construcție, voi începeți să construiți. Pentru alții va fi reconstrucție. Dar ele pot fi aplicate și într-o parte și în alta. Pot fi aplicate foarte bine la orice familie. Eu știu că pe mulți îi deranjează cuvântul acesta pentru că în durerea lor, în căsnicia lor, văd numai moluzi, văd numai porți arse, văd ziduri dărâmate, nu văd nimic care mai poate fi reconstruit. E adevărat că de dărâmat este foarte ușor dar a reconstrui este foarte greu și mulți reușesc să dărâme și puțin își doresc să reconstruiască. Uitați-vă și azi, vorbeam și cu fratele Petru, el încă este unul dintre puținii care mai lucrează în construcții, cât e de ușor să dărâm și cât e de greu să reconstruiești. Cât de puțini oameni sunt dispuși încă să mai construiască azi, cât de mulți sunt maestri, șefi, de șantier, oameni care dau directive, care dau ordine, puțin care mai pun mâna să facă ceva. Ei, în familiile noastre, noi suntem chemați să zidim, suntem chemați, chiar dacă sunt dărâmături, să zidim plin de încredere. Zidurile acestea, de fapt, sunt niște simboluri vizibile și tangibile din inima lor, a stării inimii lor. Starea unui popor jalnic, am putea, am putea spune noi, care a pierdut într-un fel slava lui Dumnezeu de care se bucurau. Era într o fază de recuperare. Dumnezeu le a promis foarte multe lucruri, dar starea inimilor era tristă. Nu mai credeau într o reconstruire. Chemarea lui Neemia nu era doar să reconstruiască ziduri, era să reconstruiască starea poporului Dumnezeu. Există o cauză, asta ne spune textul nostru, pentru care se merită să lupți. Și asta este familia Nemia face un discurs motivațional. Este ceea ce mai întâlnim noi de multe ori în sport sau când ne mai cheamă așa prin fabrică la câte o și vine un om carismatic și ne face așa un discurs motivațional. Da? Fel și fel de lucruri care să ne motiveze să mergem înainte, să nu ținem cont de obstacole, de lucrurile care pot interveni și să mergem mai departe, să avem izbândă. Nemia cheamă poporul și face acest discurs motivațional. Tot ceea ce faceți voi, reconstruirea, tot ce veți munci voi, are un scop important. Voi luptați pentru casele voastre. Când vei veni dușmanul, când va trebui să lupți, când va trebui să construiești, orice vei face, totdeauna să te gândești că tu lupți pentru familia ta. Că tu lupți pentru familia ta. Câți de aici se mai gândesc la lucrul acesta? Câți ne mai gândim că noi luptăm pentru familiile noastre? În tot ceea ce facem, că noi luptăm pentru familiile noastre. Am mai dat exemplu acesta pentru că se potrivește foarte bine și așa se pliază perfect pe ceea ce vreau să spun, vreau să-l mai dau o dată. Un om trecea pe lângă o construcție uh, falnică și s-a oprit acolo să admire și a intrat în vorbă cu un muncitor și a spus ce faceți voi aici. Și muncitorul era chiar în niște toane rele și a spus, e, muncim aici, muncim. Nu vezi, muncim. A mers mai departe, l-a întrebat pe altul, dar ce construiți aici? Păi eu aici trebuie să fac doar zidurile. Și a mers mai departe și l-a întrebat pe în al treilea, ce construiți aici? Și el a spus așa foarte mândru, eu construiesc catedrala. Eu construiesc catedrala. Era parte din lucrarea aceea, vedea deja lucrarea terminată. Dacă ar fi să întrebă astăzi, mulți veți da și vom da astfel de răspunsuri. Ne chinuim și noi. Pentru mulți, viața de căsnicie este o, o cazna. Nu este căsnicie, este căsnicie. Este un chin. Pentru mulți, Spune așa, Domnul ne-a pus unul lângă altul și trebuie să rămânem împreună. Nu ne mai înțelegem, dar trebuie să rămânem împreună. Nici noi nu pricepem de ce. Pentru foarte puțini, căsnicia este o lucrare de binecuvântare. De fapt, eu consider căsnicia a doua cea mai mare binecuvântare după lucrarea de mântuire. În care Dumnezeu ne-a așezat două persoane de, de sex diferit, în care soțul și cu soția împreună se asistă unul pe altul în lucrarea aceasta de sfințire, de modelare, să fim mai asemenea lui Dumnezeu spun tinerilor care vor să căsătorească de obicei lucrul acesta, să știi că în căsnicie, când intri în căsătorie, nu faci altceva decât să amplifici ceea ce ai fost înainte. Ai fost un șmecher, ai fost o nesupusă, ai fost unul care ai junglat cu viața de ascultare de părinți, cu viața de biserică, ai lipsit din biserică, nu te-ai implicat în nimic, în căsnicie totul se va amplifica. Ai fost unul care ai fost curat înaintea lui Dumnezeu, l-ai căutat pe Dumnezeu, ai fost sincer înaintea lui Dumnezeu, în căsnicia asta se va amplifica. Da, sunt cazul fericite în care Dumnezeu intervine și schimbă, dar regula este aceasta. De aceea ne dorim, mulți ne dorim căsnicii binecuvântate, mulți dorim această binecuvântare, mulți dorim să avem familii puternice, dar puțin știm cum se construiește. Puțin dăm crezare celui care este arhitectul, puțin dăm crezare a ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu. Haideți cu ajutorul Domnului să... Subliniem patru aspecte, patru principii importante cu care putem construi sau putem reconstrui în familiile noastre. Primul lucru și cred că este esențial, și îl vedem și în mai multe texte din Scriptură. Primul lucru este să recunoaștem sau să ne dorim dependența de prezența ziditorului. Cum pot zidi fără ziditor? Aduți aminte de Domnul, ne spune versetul 4, 14. Nu uita de Domnul, aduți aminte de Domnul. De fapt, Domnul apare foarte des în textul acesta. Aveți încredere în Dumnezeu. Voi luptați, dar voi luptați împreună cu Domnul. Voi luptați, dar lupta voastră nu este suficientă. Domnul va lupta pentru voi. Ziditorul trebuie să fie prezent în zidirea noastră. Amin? Ziditorul trebuie să fie prezent. Fiecare visează o familie puternică, să mergi acasă, să te bucuri de acel confort pe care îl dă căminul, acel sens de siguranță, de pace, de liniște. Mulți visează lucrul acesta pentru că vor să aibă această împlinire, dar puțin reușesc pentru că nu îl implică pe ziditorul. Și ce ne spune Evanghelia lui Matei în capitolul 19? Ca să vedeți că cuvântul acesta nu, nu l-am inventat eu. 19 cu versetul 4 spune așa, drept răspuns, Iisus vorbește, le zice fariseilor, oare n-ați citit că ziditorul de la început i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască? Ziditorul, cel care a creat, cel care a conceput, cel care are proiectul, i-a conceput în felul acesta? Oare n-ați citit lucrul acesta? Cât de important este ca ziditorul să fie prezent în familiile noastre, în principiile noastre, pentru că dacă nu va fi ziditorul, ele vor fi greșite. În psalmul 127 ne se spune așa, dacă nu zidește domnul o casă, adică dacă nu zidește ziditorul, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește domnul o cetate, degeaba vechează cel ce o păzește. Implicarea ziditorului este esențială în căsnicile noastre. Iubiții mei, mulți renunță la aspectul acesta. Mulți merg pe principiile proprii, mulți nu știu cum să zidească, mulți nici măcar nu încearcă să caute, să afle care sunt principiile corecte pentru zidire. Așa că îndemnul meu pentru voi astăzi, în mod special, este să zidiți împreună cu ziditorul. Domnul să vă ajute lucrul acesta. Dar și pentru fiecare dintre noi. Dacă nu mai este prezența ziditorului în casa noastră, dacă doar prin efort propriu, dacă doar prin principiile noastre zidim, zidirea aceea este, este degeaba. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Nu știu cât înțelegem miza care este implicată aici. Dacă am înțelege miza care este în joc, am fi poate mult mai serioși în căsnicile noastre. Noi ne frică de multe ori și ne epuizează munca, ne epuizează lupta care trebuie dată în mijlocul familiei sau pentru ca familia să fie puternică și ne descurajează foarte ușor lucrurile acestea. Dar miza este extraordinar de mare. Este a doua binecuvântare, așa cum spuneam, după binecuvântarea mântuirii. Psalmul 127, primul verset și al doilea verset ne spune că banii, frumusețea, poziția socială, talentele, toate lucrurile acestea, abilitățile profesionale, hărnicia, ele sunt bune în sine, dar fără implicarea ziditorului, duc în timp la o inutilitate, duc în timp la un degeaba, duc în timp la un degeaba, vreau să sună în urechile noastre că duc în timp la un degeaba. E fain să pornești în viață bine și ei ar avea nevoie poate să pornească frumos și ei ar vrea să aibă bani și ei ar vrea să aibă sănătate și ei ar vrea să aibă multe lucruri care să pornești în viață, dar sunt degeaba la un moment dat dacă nu pornești cu ziditorul. Și mulți au pornit și au pus accent pe lucrurile acestea, pe poziție socială, pe talente, pe abilități, pe, pe, propriile, pe propriul efort de a-și câștiga pâinea. Și mulți au ajuns la acest sens de inutilitate, tot e degeaba. Ce sens mai are? Nu ți s-a întâmplat să te trezești dimineața și să spui ce sens mai are? Ce sens mai are să mai fac pentru soțul sau soția asta? Ce sens mai are pentru copiii ăștia care sunt neascultători? Ce sens mai are? Dar ți-ai pus vreodată în problema dacă ziditorul mai este implicat acolo? Dacă nu cumva am încercat și am ieșuat datorită efortului propriu? Domnul să ne dea înțelepciune în privința aceasta. Domnul trebuie să facă parte mereu din familie noastre. Obișnuiți-vă, vă spuneam și la frații la catecheză dimineață, obișnuiți-vă în toată vorbirea voastră să-l puneți pe Domnul. Cum merge că sunt voastră? Mulțumim lui Dumnezeu. Dumnezeu ne va ajuta. Domnul va da biruință. Spuneți lucrurile acestea. Nu vă fie rușine. Oamenii se rușinează din ce în ce mai tare. Mulți cred că dețin anumite secrete. Și dacă per, pentru familia ta este o perioadă de liniște și pace, ai impresia că datorită ție. Nu, datorită ziditorului glorie Domnului. Domnul, 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 slăvit să fie Domnul! El ne dă putere, El ne ține în picioare, El ne dă soluțiile, slăvit să fie Dumnezeu! Al doilea lucru este acesta, reconstruirea sau construirea în cazul lor începe totdeauna cu îndepărtarea surselor de dezbrădejde. Nu există lucrare de zidire să nu vină uh, dușmanul, să nu vină un, o, un obstacol, să nu vină ceva. Chiar și oamenii care doar comentează. Acum am zic un secret, sper că fratele Vane nu ne aude din Ucraina. El nu era obișnuit cu stilul nostru și după ce a venit aici să ne facă în sală și a început să facă cu aerograful acele semne pe pereți, eram în spatele lui vreo șase, șapte bărbați care dădeam sfaturi, cum ar trebui să fie, mai încolo, mai așa. Și el se uita, și fratele știa să vorbească bine românește, se uita la noi. Încerca să ne spună că nu-i prea bine așa cum zicem noi. După ce am plecat acasă, mi-a zis, mă, da, la voi tot să pricep. mi <laughs> că, da, frații lucrează la mobile toți. Și acolo majoritatea, pentru că sunt harnici, și asta este o, o binecuvântare și o apreciere, pentru că sunt harnici, cam toți sunt șef de linii. Dar s-au învățat să dea indicații peste toți, să aprecieze, zic, na, Dar atunci lasă să faci așa, cum, cum crezi tu că e bine și în final, o să zici că o să fie mulțumiți. Și cam așa s-a întâmplat. Și sunt așa, în orice zidire, la orice lucrare, oameni aceștia care uh, își dau cu părerea, care spun că acum ar trebui să fie. Dar avem foarte mulți oameni care ne descurajează. Aici era numai, numai uh, uh, molos peste tot, erau ziduri dărâmate, vroia să facă o lucrare, dar veneau cei care descurajau. Și observați, te aștepți de la dușmani, te aștepți de la cei care nu mai au niciun principiu biblic, te aștepți de la cei din lume să te descurajeze, dar nu te aștepți de la cei din casă. Și Iuda spune versetul 10, însă și Iuda spunea, puterile celor ce duc poverile slăbești și dărâmăturile sunt multe, nu vom putea zidii zidul. Neemia spunea, Domnul ne va ajuta și ne va da izbândă. Iuda spunea, nu vom putea. Uită-te la puterile noastre. Uită-te cum arătăm, suntem doi tineri, slabi, amărâți. Cum o să reușim noi în viață? Sau alții care vin și dau sfaturi. Mă, dar voi mai credeți încă în asta? Dar prea de tineri v-ați căsătorit. Dar voi credeți că o să aveți izbândă în căsnicia voastră într-o într societate în care divorțurile au început să fie mai multe decât, decât, decât căsătorile care continuă? Și voi spuneți spuneți așa, parcă firav, Domnul va fi de partea noastră, dar vocea opoziției va fi mai puternică. Dar voi să aveți acest curaj mereu și mereu să spuneți, Domnul va fi de partea noastră. Domnul să vă ajute la aceasta. Dar și cei care reconstruim și cei care vrem să reconstruim dărâmăturile din viața noastră, să avem această, acest curaj să îndepărtăm descurajările, să îndepărtăm intrușii, cei care se bagă în familia noastră. Lucrarea aceasta, viziunea lui Neemia, nu începe de aici. În, versetul, în, capitolul 2, în versetul 11, ce spune, am ajuns la Ierusalim a rămas acolo trei zile. După aceea m-am sculat noaptea cu câțiva oameni, fără să fi spus cuiva ce îmi pusese Dumnezeul meu în inimă și să fac pentru Ierusalim. Și face el așa o, un fel de, uh, de, verificare a stării. Am ieșit noaptea pe poarta văi, m-am dreptat spre izvorul balaurului și pe poarta gunoiului, uitându-mă cu băgare de seamă la zidurile dărâmate ale Ierusalimului și la porțile lui arse de foc și își continuă călătoria și vede numai molos și numai dărâmătură. Și Expresia aceasta, ca ieși noaptea să vadă, îmi spune mie că asta este ceea ce se întâmplă în viața multora. Că noaptea nu poți să vezi chiar bine. Că noaptea lucrurile se mai ascund, că lucrurile se mai, se mai dau un dos și asta este viața de sunt cea multora. Vor să trăiască în această, acest întuneric, ca nu cumva să descopere dărâmătorile din viața lor. Numai că cel care se uită cu băgare de seamă observă anumite lucruri și apoi continuă anemia că a doua zi când s-a făcut ziua a mers și-a văzut din nou și-a văzut nenorocirea și-a văzut profunzimea acestei, acestei acestui dezastru și din păcate asta se întâmplă în multe familii un molos care încearcă să fie acoperit, care încearcă să fie dat undeva să nu se vadă dar cei care au ochi reușesc să vadă trist este că puțin ajută, că puțin dau sfaturile corecte, cei mai mulți aduc descurajare, cei mai mulți uh, ne fac să rămânem în starea aceasta în care să nu vedem altceva decât negru în fața ochilor. Trebuie să scoateți din zidirea voastră intrușii, cei care vă aduc fel și fel de, de uh, principii care nu sunt corecte, învățături, uite așa ar trebui să fie o femeie, dacă vrei să nu suferi în viață, faci așa și să vezi tu. Alin la fel, prietenii, colegii, îți vor da învățături care nu sunt după cuvântul lui Dumnezeu, Puțin vă vor da sfaturi corecte. Puțin vă abordați, ascultați corect. Încercați să eliminați intrusii, dar intrusii nu sunt neapărat numai persoane. Intrusul poate fi și mass media, intrusul poate fi și anumite, uh, ce știu lucruri care le acceptăm în viața noastră, care ne schimbă și ne duc la o mentalitate greșită despre ce înseamnă căsnicie, despre ce înseamnă viața cu Dumnezeu. Alungați pe astfel de oameni, alungați astfel de situații, îndepărtați sursele de descurajare, căutați pe cei care încurajează, căutați pe cei care aduc un exemplu de trăire în privința aceasta și Domnul să vă ajute și pe cei care zidesc. Nu ascultați pe cei care vă dau dreptate. Știți ce se întâmplă interesant când sunteți descurajați, mai ales în viața de căsnicie? Căutăm oamenii care să ne dea dreptate în ceea ce facem. Căutăm oamenii care să spună, bă, ai dreptate. Ai dreptate, soțul ăsta nu se merită să-i să fi supus, nu se merită să-l iubești. Dar ai dreptate, soția asta, așa cum spune proverb, mai bine, da? Singur pe acoperiș decât și dăm versete biblice. De fiecare dată când vrei să începi o construcție, vei fi descurajat. De multe ori, după consiliere, când stăm de vorbă cu uh, familii, le spunem lucrul acesta. Multe lucruri frumoase vi s-au spus. Multe promisiuni ați făcut și dorințe bune aveți în inimă de a face lucrarea. Să nu vă așteptați că mergeți acasă, puneți în aplicare și totul funcționează perfect. Va veni foarte multă opoziție împotrivire. Ți-ai propus după predica unui frate sau ți-a dat cineva un îndemn să duci flori la soție după nu știu cât timp și așa ți-ai călcat pe pe, 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 principiile tale, că nu merită ea, că așa, și îi duci flori și reacția ei va fi, da, dar acum te-ai trezit acum, sau cine ți-a spus lucrul acesta? Și da, atunci așa se stârnește o, o, revoltă în tine, după ce ți-ai călcat pe tot a tău și ai dus, sau invers, soția Reușește, nu știu cum, să ajungă la înțelegerea versetului 1 Petru 3, că trebuie să te respecte și face ceva să-ți să arate faptul că te respecte. Și tu imediat spui, da, dar nu-ți amintă săptămâna ce ai făcut cu mine? Acum, dintr-o dată, ce urmărești? Astea vor fi reacțiile. Să nu ne așteptăm să fie dintr-o dată totul roz, totul flori, să avem oameni care ne ajută, ați ce reconstrucția, construcția. i nicio problemă, suntem foarte bucuroși. Pentru că aici este o luptă spirituală. Dușmanul nu se va bucura de reconstrucție, pentru că rezidirea acestor ziduri însemna să pui din nou protecția lui Dumnezeu. Dărâmăturile acelea care se vedeau în Ierusalim nu însemna altceva decât decădere spirituală. Și deavolul nu se va bucura niciodată de lucrul acesta și va trimite opozanți și intruși în viața noastră. Dar să nu renunțăm ușor. Nemia nu a renunțat ușor. Nu este nicio problemă Vin ne căjesc într-una Nu este nicio problemă Ne înarmăm pentru că trebuie să luptăm Și al treilea principiu este aceasta Construirea sau reconstruirea Presupune mereu efort și luptă Frații mei, nu este niciunul aici Căsătorit Să vină să-mi spună că uh, În căsătoria lui sau căsătoria lui Funcționează așa totul de la sine Din inerție El nu face nimic Tot funcționează bine Mă înțeleg cu soția de minune, cu soț Dar nu fac nimic Anții fac ce vreau nu are cum. Nu are cum, pentru că sincia presupune o luptă, presupune un efort. Trebuiau să se gândească mereu la familia lor. Voi luptați pentru familiile voastre, trebuie să vă protejați familiile voastre. Dar nu este o luptă fizică, inamicul, nu este un, un inamic pe care îl vezi de multe ori. Așa cum îndemna Apostolul Pavel, noi luptăm împotriva uneltirilor diavolului. Noi trebuie să avem niște arme corecte pe care ne le dă Scriptura. Și uitați cum putem duce această luptă a Domnului. În primul rând, Neemia este un om al rugăciunii. El ne spune că putem duce această luptă prin rugăciune, prin puterea rugăciunii. Toată cartea Neemia, începând de la prima parte în care Dumnezeu îi vorbește, îl vedem pe Neemia rugându-se. Chiar și un moment de rugăciune fulger, pe care noi îl numem așa rugăciunea fulger, când este în prezența împăratului și împăratul îl întreabă ce s-a întâmplat, spune nimeni m-am rugat și am răspuns împăratului. Adică rugăciunea aia când spui, Doamne, dă-mi trei cuvânt, dă putere să spun ce trebuie. Era un om al rugăciunii, intervenea de fiecare dată rugându-se înaintea lui Dumnezeu. Aduceți-vă aminte de Domnul, să nu uitați de Dumnezeu, Domnul luptă este important să stăm în rugăciune. Este arma cu care și prima biserică a război. Dacă ar fi să rămân la ceea ce am spus la început, că este o presiune puternică asupra bisericii și asupra familiei și o simțim din nou și o simțim din ce în ce mai mult, acest suflu în ceafa noastră, nu putem face altceva decât ce a făcut biserica primară. În momentul când a fost amenințat și s-a interzis să mai vorbească în numele acestui impostor pe care îl considerau ca fiind Isus, ce au făcut ei? S-au dus la fraților, au povestit și au început să se roage și s-a zguduit locul acela. Pentru că rugăciunea lor au spus, Doamne, stăpânul cerului și a pământului. Tu ai creat tot universul, tu ai făcut și ai lăsat toate principiile corecte. Oamenii ăștia nu sunt normali la cap, ei au răsturnat totul cu susul în jos. Doamne, dă putere robilor tăi să vestească Evanghelia. l au stat înaintea Dumnezeu și au spus, Doamne, ne-au oprit, na, asta este legea, nu avem ce face, te rog frumos să ne dai putere în așa fel încât să ne descurcăm cumva. Știau că trebuie să lupte, știau că trebuie să lupte, că nu trebuie să lase garda jos și au cerut putere ca Dumnezeu să-i facă să, fie, să reflecte caracterul lui Dumnezeu, să reflecte dorința lui Dumnezeu, voința lui Dumnezeu. Și că familiile noastre au o lucrare importantă? Cei care privesc în noi trebuie să-L vadă pe ziditorul? Cei care privesc spre familia noastră trebuie să-L vadă pe ziditorul? O, dacă am înțelege miza aceasta. A doua armă este că în cadrul unei căsnicii și în cadrul unei reconstruirea căsniciei, este foarte important să ne definim bine rolurile, funcțiile. Aici unii i-a împărțit mi aveau rolul să muncească, alții aveau rolul doar de strajă, doar de veche. Sunt roluri care trebuie foarte bine definite în cadrul că sunt și ei. Și când ni se dau armele în mână, că asta e problema, când ni se dau armele în mână și noi ne uităm la ele și spunem, măi, arma asta nu-i nu, nu tare, nu tare bună. Arma asta nu prea se potrivește cu lucrarea pe care trebuie să o fac eu. Și după principiul meu omenesc și după ce îmi spun alții, arma asta nu-i potrivită. Cu arma asta mă voi face de râs. Asta probabil ar fi trebuit să realizeze și David când li s-a dat sulița lui Saul în mână. Trebuia să spună, mă, sabia asta a avut multe victorii. Cu sabia asta, dacă mă voi duce, îl voi cuceri pe Goliat. Dar el a înțeles că nu arma aia i-a dat-o Dumnezeu în mână. Ce alta era arma? Pentru că în final Dumnezeu dă biruința. Și sunt câteva arme pe care noi le avem în mână și în mod special femeii s-a dat o armă puternică. Și bărbatul e o armă puternică. Ele sunt mai multe, dar în mod special cât o armă puternică. Și acum dacă ar fi să vă întreb, care credeți că e arma aia? Nu e așa că noi, din setul de arme care avem lângă noi, am alege armele acelea ale manipulării? Arma dezgropării trecutului? Arma învinuirii? Arma egoismului? Arma neiertării? Dar Dumnezeu spune așa, uite, i-am dat femeie o armă. I-am dat femeie o armă extraordinară cu care poate, dacă luptă cu ea, chiar să schimbe pe bărbatul ei, dar și chiar dacă bărbatul e necredincios. Asta ne spune 1 Petru, capitolul 3, când vorbește despre femeie și spune podoaba Asta să nu fie podoaba în afară, de afară, care stă în plăcutul părului, în purtarea de scule de aur sau îmbrăcarea hainelor, să fie omul ascuns al inimii, în curăția neperitoare a unui duh și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Astfel se împodobeau din oară sfintele femei care nădăjduiau în Dumnezeu și erau supuse bărbaților lor, și vorbește despre Sara și apoi spune, fiicele ei v-ați făcut voi, dacă faceți binele, adică în contextul nostru, dacă sunteți supuse, dacă vă respectați soțul, fără să vă temeți de ceva. Adică, Doamne, dar arma asta mi-o dai în mână, dar cu arma asta mă fac de râs. Dar vezi că toți râd de mine? Dar cine mai stă astăzi să lupte cu arma asta în familie? Dar nu trebuie să vă temeți de nimic, că acolo e Domnul care luptă pentru voi. Slăviți să fie Dumnezeu! Știi ce faci cu arma asta la un bărbat? Îl dezarmezi total! Îl schimbi! Îl schimb. Dar nu odată, l-a respectat și o dată și s-a burzului la mine și gata, am renunțat. Nu, asta este o armă pe care o folosești mereu și mereu. să respecti, să respecti, să respecti. Bărbatul ăsta are nevoie. Asta e nevoia lui, principală. Nevoia de respect. Dacă tu îi vei deplini nevoia aceasta, el se va schimba. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu, nu vă spun eu. Arma care se dă în mâna bărbatului, ne spune, tot, ne spune Pavel de data aceasta, în Efeseni, că este arma, arma iubirii. Arma iubirii. iubește soția ca pe tine însuți. Iubește-ți soția cum a iubit Hristos biserica. Folosește arma aceasta iubirii. Doamne, da. ești sigur de lucrul acesta? Păi și ia și în cap. Păi ia dacă eu folosesc arma aceasta. Dar uite ce spun toți, că nu asta este metoda. Arma potrivită cred că e arma manipulării. Arma potrivită este cred că arma a dictaturii. Soția acolo, ca să nu cumva să se ridice. Sau arma potrivită e să o lasă să facă ce vrea. Că doar nu vrei să ai scandal în casă. Arma iubirii Asta e arma iubirii, pentru că nevoia principală a femeii este nevoia să fie iubită, protejată, să fie înțeleasă. Este foarte bine să ne luăm în serios lucrul acesta când suntem concentrați pe ceea ce trebuie să facem. La un moment dat, ochii lor erau concentrați. La un moment dat, urechile lor erau concentrate, să nu vină dușmanul. Mâinile erau ocupate. Când suntem în alertă, când suntem concentrați pe ceea ce trebuie să facem, începem să ignorăm detaliile începe să ignorăm lucrurile mărunte care altădată creau disconfort, ceartă. nu e așa? Că suntem concentrați pe lucrurile care trebuie să le facem, pe care cuvântul lui Dumnezeu ne spune să le facem, dintr-o dată celelalte le vedem secundare și uităm așa și parcă zâmbim. Altădată ne-am fi certat pentru lucrul acela. Dar trist este că diavolul ne-a întors privirile spre lucrurile alea mărunte și ne preocupăm de lucruri mărunte. Ce s-ar fi s -a întâmplat dacă Neemia ar fi pierdut vremea să stea să dezbată cu mai mari sau cu dușmanii, cum ar trebui zi, dacă ar trebui zi după condițiile lor, după condițiile noastre. Dar nu, Neemia are un plan clar și îl duce la îndeplinire. O altă, un alt mod prin care putem duce lupta aceasta este prin veghere. Prin veghere. Textul acesta ne spune mereu, erau mereu cu garda sus. Să nu renunțați niciodată să lăsați să țineți garda sus. Niciodată! Niciodată când credem că este mai bine, atunci apar că suntem mai vulnerabili. Când credem că totul funcționează bine, atunci parcă se întâmplă ceva în căsătorile noastre. Trebuie să avem mereu garda sus. Este exact ce se întâmpla cu soldații, da? Ăia care erau trimiși în Irak și în Afganistan ca să ducă pacea. Trebuia să stăm mereu cu ochii atenți că vineau câte o îndenală și s-arunca cu bombă în trebuie să fie în alertă. Asta e o luptă impară, o numesc eu. Da? Sau care se iau, s-aruncă în autobuz împreună cu oamenii de acolo. Cam așa, cam așa lucrează diavolul. Trebuie să fii totdeauna mereu, mereu în alertă, mereu, mereu în alertă. Dar este corect lucrul este bun, este frumos. Da? Eu nu vă acum voi să vă apară imaginea de război, că ne luptăm între noi, că nu. Este ideea unei lupte, unui efort. Cred că mai potrivit ar fi cuvântul unui efort, că pentru că avea o căsnicie frumoasă, noi trebuie să depunem efort. Și Domnul să vă ajute la aceasta. Dar și pentru cei care reconstruim, este foarte important să fim veghetori. Bun, am eșuat aici, mi-am propus lucrul acestea, Nu este nicio problemă. Nu este nicio problemă. Nu mai vreau să dau loc diavolului să intre. Și în final, reconstruirea sau construirea, în cazul lor, și este cred că cel mai important se realizează doar prin încredere în ajutorul lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu dă ajutorul. Chiar dacă Neemia știa exact ce are de făcut, era mereu într-o Într-o continuă alertă, alarmă. Nu putem să stăm liniștiți. Diavolul sau dușmanul poate veni în orice moment. Dar alarma aceasta sau, uh, uh, n-aș numi stres, că stresul nu este bun, dar această uh, stare de alertă, de atenție, te face să te consideri mereu vulnerabil. Mereu ai nevoie de ajutorul lui Dumnezeu. Mereu ai nevoie să știi că Dumnezeu luptă pentru tine. Foarte puțini își pun încrederea în Dumnezeu astăzi și preferă soluțiile alternative. Dar uitați cei care au lucrat împreună cu Neemia și au lucrat după principiile acestea. Uitați care este rezultatul, biruința care au avut-o. Capitolul 6, versetul 15 spune așa. Zidul a fost isprăvit în a 25-a zi a lunii Elul în 52 de zile. A fost o minune, un miracol. În 52 de zile au rezidit zidul acela. Când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele de prejurul nostru. S-au smerit foarte mult și au cunoscut Că lucrarea se făcuse prin voia lui Dumnezeu. Acum, eu știu că lucrarea aceasta de construire sau reconstruire nu e o lucrare de o zi. Cazul ăsta a fost 52 de zile. Eu nu spun că ăsta e secretul. 52 de zile să faceți lucrul acesta și totul funcționează. Dar eu cred că funcționează. Și Dumnezeu are timpul lui în care va da biruința. Dacă noi acționăm după principiile acestea, cred că zidurile acelea care le vezi acum dărâmate în jurul tău în familie, porțile arse și nu crezi că se mai poate face ceva după principiile acestea ale Scripturii, cu încredere în Dumnezeu, eu cred că se pot rezidi. Amin? Amin, dar puțin, puțin cred lucrul acesta. Foarte mulți descurajează, foarte mulți nu mai vor să lupte în privința aceasta, foarte mulți renunță și lasă armele jos. Eu mă rog din toată inima ca în biserica aceasta să fie familii sănătoase care să lucreze cu principiile lui Dumnezeu, cu armele lui Dumnezeu, care să depună efort, să lupte, să facă ceea ce trebuie să facă ei. Versetul, nu mai rețin aici, nu mai deschid Biblia, dar ori, ori 11, ori 9, spune așa, ne-am rugat lui Dumnezeu și apoi am făcut. Pentru că asta trebuie să facă credinciosul. Nu trebuie să stau așa cu mâinile încrucișate și să mă rog, Doamne, te rog frumos pentru familia noastră sau pentru familia asta și să nu fac nimic. Nu este suficient să vii la păstor să spui rugați-o pentru noi că e un dezastru aici, e numai moloz în căsătoria noastră și slujitorii să se roage și să stai cu mâinile încrucișate, să vezi așa cum încep să zidească toate. Nu, ne-am rugat și am lucrat, ne a rugat și am făcut. Dumnezeu binecuvintează și onorează dacă faci tot ceea ce spune El. Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.